După seceta care a fost în 2022, după impactul economic care l-avem în ultimul timp, după prețurile ridicate la toate consumabile, materia primă pentru producere, s-a scumpit tare, pentru că munca noastră s-a ieftinit considerabil. Așteptăm ca în scurt timp să iei careva decizii, indiferent de cât de mici sau mari nu le-ar părea lor, dar să facă pași concreți. Noi avem doar vorbe goale care nu alimentează tractorul, aceste vorbe. Așa cum avem precedent cu fostul protest din 20, când la fel era o situație foarte complicată și micile succese totuși le-am obținut, vom proceda la fel și de data asta. Vinim la proteste din cauza că pâinea nu costă nimic de-am în ziua de azi. Dar noi procurăm și iaduri, și motorin, tot scump. Nu mai grăim de piese de schimb și una alta. Și vrem ca, pe intermediul nostru, să le transmitem la parlamentare acolo, să iei măsuri în lucrul ăsta, să și, bă, în primul rând, destolat producătorul. Dar noi ăștia care fac, așteaptă să ieșim noi în capăt cu rezultatele, și abia cu rezultatele noastre folosesc ei. Statul pui taxă la pâine, dar nu golanii ăștia care sunt la diferite firme, pe la elevatoare, care exportă pâinea noastră, care e muncită de noi și îi fac bani pe lucrul ăsta, pe schenarea noastră. Și o leac să ne dea voi să vindem cerealele noi, că din Ucraina ne-a inundat Moldova noastră cu cereale. Și noi am chicat că își dăm cu depozite pline cu cereale. Nu le putem vinde. Au niște prieturi că o luai 30, mă cu 7 lei, dar cerealele noastre 6 lei. Să bătai de joc, până îți dăm faliment și uite, s-a mântuit tot. Ne duci și noi pe șfotare, cum îți duc cum creați să pe șfotare. Și capă. Prima soluție, acolo intră ca metodă restricționarea importurilor din Ucraina și pe această cale, în primul rând, a mers Uniunea Europeană. Dar dacă totuși Moldova din alte considerente nu dorește să meargă la așa pas, atunci noi cerem să fie soluționată problema prin altă cale, alocarea compensațiilor. Evident că fermierii vor mai multe subvenții și prețuri mai mari, dar guvernul reprezintă întreaga societate, inclusiv consumatorii care vor prețuri mai mici și agricultorii mici și mijlocii, care de asemenea vor să aibă acces la subvenții de calitate. Prin urmare, guvernul rămâne deschis la discuții în continuare cu reprezentanții din sector. Așteptăm să vedem revendicările formulate foarte clar.